Profit sau pierdere. Emisiune realizată de Constantin Rudnitski. Bună ziua, bine ați venit la Profit sau pierdere. Discutăm astăzi pe teme economice europene. Ca de obicei, a spune păstrăm această de, uh, emisiune cu aceste teme și avem, desigur, o temă extrem de importantă. Înțelegem că mâine la Bruxelles va fi un nou summit european. Se va discuta ceea ce eu numesc tratatul fiscal pe scurt. El are un nume ceva mai complicat în documentele oficiale. În fine, tratatul fiscal. Invitatul acestei emisiuni este domnul Valentin Onescu, consultant în management și fost ministru al privatizării. Bună ziua, domnule Onescu, bine ați venit! Bună ziua! Haideți să plecăm de la Vă propun, de la discuția noastră cu tratatul fiscal, de la o abordare de tipul următor. Tratatul acesta este văzut de unele părți ca, o, ca un tratat care, care aduce prudență și uh, o stabilizare în zona bugetară, de alte părți ca un tratat care va aduce austeritate. Dumneavoastră, cum îl priviți? La prima vedere, tratatul este așa o politică a unei singure posibilități, în sensul că îți dă un singur traseu forțând toate statele membre să aibă politici fiscale foarte prudente pe latura cheltuielilor, să nu mai acumuleze datorii pe termen mediu și lung, să reformeze statul în așa fel încât cheltuielile să fie reduse, iar statele membre să se întoarcă oarecum la o formă de antreprenorial de clasic. Deci, cred că cumva. Uh, nu știu, mi-e greu să spun acum că ne reîntoarcem în istorie, nu ne reîntoarcem, firește, e, dar... spune că ne reîntoarcem e, în parametrii tratatului de la în, Mastic. În, în, nu, nu, în, nu. Mai în, mult de în atât? parametrii unui model antreprenorial, uh -huh. care nu era neapărat uh, prevăzut de tratatul de la Mastic. O să, o să discutăm de ce. Ah, e mai mult decât acei parametri. Este mai uh -huh. mult decât uh -huh. atât, În sensul că depășește faza respectivă, chiar dacă la prima vedere reperele stabilite, parametrii, nu sunt foarte dure așa cum ar părea. Bun. Deci, ne, cumva, se pune în balanță raportul între stat și antreprenori. Deci, partea privată a societății, astfel încât, cu timpul, societatea să se reechilibreze. Mm -hmm. Haideți uh, de, de să detaliați există... un pic aici, da. că da. e abordarea aceasta la am întâlnit mai rar în România. Cum adică între stat și antreprenori, mai ales că suntem la profit sau pierdere? Și dacă ne uităm, în... la vorbim despre profit sau dacă pierdere? ne uităm în tratatul de la Maastricht, precum mm -hmm. și în tratatele anterioare, Uniunea Europeană a avut la bază niște principii, niște principii sociale, nu numai niște principii de organizare statală sau de regim politic, și care au stabilit niște criterii pentru toate țările care au fost ulterior acceptate în, în cadrul acestei comunități. Bun. Majoritatea statelor s-au modelat după aceste principii, deși ele au și o tradiție anterioară. Unele de stat supradimensionat, cum este cazul țărilor latine, mai cu seama latine și, în general, statele mediterane. de Sud, cum se numește. Exact. Nu? Dar și o parte din țările Europei centrale. De asemenea, există un model german pe care îl vedem. În țările de limbă germană, Austria, Germania, o influență puternică o vedem acum și în Polonia. Și în bine statele nordice. Statele nordice care întotdeauna au acordat uh, multă atenție uh, laturii sociale și fiscalității, dar nu înseamnă că statul sufocă antreprenoriatul. Există și un model neoliberal. Uh, Mă refer la Marea Britanie, nu și Irlanda, atenție, da? Deci Irlanda este în alt grup de țări. Perfect, dar unde sunt da. antreprenorii aici, în, în aceste modele? Vorbim e bine, în state... modelele astea, în modelele astea, unele țări acordau o mai mare atenție uh, statului și, și unei intervenții destul de, de, de puternice a, a, a publicului în viața privată a oamenilor prin livrări de servicii publice. Nu discutăm acum dacă Ținat de moralitate, credință religioasă, tradiție culturală, etc., și state care au mers întotdeauna pe ideea că intervenția statului trebuie să fie proporțională cu o anumită necesitate în așa fel încât statul să intervine doar atunci când individul nu poate să facă pentru el însuși ceea ce este necesar. Da, cum este cazul, de pildă, Marii Britanii. Sunt situații în care, de-a lungul istoriei, dacă ne uităm pe niște cicluri economice, unii au reușit foarte bine așa, pe modelul ăsta, alții nu. <coughs> în, în momentul de față, de pildă, modelul neoliberal se pare că are mai mult succes dar dacă ne uităm și la țările nordice, și ele, dacă vedem evoluția lor economică, ele au absorbit șocul acestei crize mult mai ușor decât decât alte state pildă. Da, bun, dar se pune problema dacă în țările nordice într adevăr avem o formă de socialism sau nu, eu susțin că nu și că ele mereu au fost prezentate cel puțin în România în mod deformat. ușor caricatural. Exact, exact. Deci ce vreau să spun este că în momentul de față statul bazat pe rente, statul bazat pe o intervenție masivă în societate, este în faliment. Și atunci este nevoie de o reconstrucție instituțională a capitalismului, nu știind deocamdată toate reperele, pentru că nu înseamnă că acum, prin acest tratat, se abandonează toate principiile Uniunii Europene sau se abandonează statul social. Atenție, nu este vorba de asta. Deci, ceea ce vedem noi acum nu se opune neapărat unui stat social, ci acelui stat social care cheltuia foarte mult și era ineficient. Deci Bun, nu... haideți să mai rămânem pe aceste două sintagme. Un stat social care cheltuia foarte mult și ineficient, și spuneați că un stat bazat pe rente care pare a fi în faliment, spuneți. Cam așa, vă citesc din memorie ceea ce spuneați adinaori. Dar iată care este acum reacția sindicatelor. Confederația Europeană a Sindicatelor organizează astăzi mișcări de protest în toată Uniunea Europeană pentru a și manifesta dezaprobarea față de politica de austeritate, mă rog, promovată de la Bruxelles, în privința tratatului fiscal și, în general, austerității. În România, în cadrul acestor acțiuni, Cartel Alfa și Blocul Național Sindical vor organiza astăzi în toată țara acțiuni de protest împotriva austerității și discipline bugetare. Sigur, nu cred că împotriva disciplinei bugetare, cred că aici nu putem să protestăm, aici chiar și sindicatele cred că ar trebui să fie de acord. Una peste alta, sindicatele se opun Idei de austeritate și, în extensul, idei de tratat fiscal, pare a fi. Toată lumea se opune idei de austeritate, deși este o stare temporară, nu permanentă, pentru că orice guvern urmărește o reechilibrare financiară și atunci atinge aici cam toate segmentele societății. nu Când avem o politică de austeritate, nu discutăm doar de... Protecție socială sau de faptul că se taie fondurile în, în, în politică socială. Poate să fie vorba și de o uh, politică fiscală mult mai, mai dură, înăsprită chiar și vedem că în toată Europa există acest curent, deși mie mi se pare că se face o eroare. Și atunci și partea de antreprenoriatul care există în societate este atins de aceste măsuri aici. Nu e vorba doar de cei care solicită o protecție socială sau solicită ca protecția care a fost acordată până acum să, să se conserve. Antreprenoriatul e atins prin faptul că scade piața internă, prin faptul că scade nu, scade prin faptul că, prin, a faptul, a prin, 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 faptul, că impozitele nu, nu fac altceva decât să aducă falimente, nu fac altceva decât să reducă numărul de tranzacții din societate, cum s-a întâmplat și în România prin majorarea taxei pe valoare adăugată. Asta a fost, da. Din și păcate o mare problemă. Spunea, impozitului minim. Sigur era un alt No, problema cu altceva. impozitul minim este altceva. Da. A, mă, vă referiți la ce a fost în România în 2009. Da, 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 da exact, deci exact. Nu, principiile care au stat la baza acestui sistem au fost complet greșite, nu are nimic de a face exact. cu cu, nici cu statul intervenționist, nici cu statul minimal. Deci a fost o gravă eroare atunci și a adus atingere uh, multor societăți comerciale, lăsând la o parte ce s-a spus atunci, că se curăță sistemul, exact, etc. Exact. Revenind acum, noi avem în Europa modele sociale și modele economice di diferite, trebuie să spunem asta. Uh, în același timp, diversitatea economică, o regăsim cu precădere în nucleul dur al Uniunii Europene, formate din 15 țări industrializate și o diversificare ceva mai redusă în țările Europei Centrale și de Sud. Dovadă că atunci când se au anumite decizii la nivel european, șocul pe care îl simte fiecare țară este diferit propagarea deciziei respective diferite, Cu alte cuvinte, decizia, care este un șoc asimetric, produce efecte diferite în fiecare țară. Asta ce este vă principal principala problema cu care se confruntă, să știți, toate statele europene. Și vă referiți în general la deciziile europene? Mă refer sau? la toate deciziile, inclusiv la acest tratat. Deci, deci dacă tratat ne tratat. uităm în viitor la acest tratat de stabilitate, cu siguranță că în anumite țări uh, intensitatea uh, sa propagarea și uh, efect, pe ansamblu efectele sale se vor produce diferit în țările industrializate și altfel în țările care au o structură uh, economică rigidă, uh, inelastică, aș spune, da? uh, și puțin diversificată. E, am ajuns într-un punct, într punct important și cum e și da, cazul României. Și cum nu? este cazul României, exact. Uh, și atunci vorbiți despre un tratat cu efecte diferite. Uh, a spune că există și abordări diferite, și l-am auzit în urmă cu câteva săptămâni pe ministrul Orban, ministrul afacerilor europene, vorbind despre faptul că și-ar dori ca economiștii din România, specialiștii, dumneavoastră sunteți unul dintre ei, să-și spună părerea dacă România ar trebui să semneze acest tratat cu. O derogare privind aprobarea, aplicarea deficitului bugetar, cel strâns de până la 3% sau 0,5% cel structural, înainte de intrarea în zona euro sau abia la intrarea în zona euro, e o chestiune care, spunea ministrul, ar trebui discutată. Nu, care nu trebuie discutată. Eu, părerea mea este că România trebuie să semneze acest tratat fără rezerve, pentru că asta ne forțează, ne forțează să schimbăm. Acest sistem politic bazat pe rente și care există în România, eu nu susțin acum neapărat că tratatul ne va salva de rente. Când spun rente, mă refer la toate acele privilegii pe care le obțin uh, oamenii legați de mediul politic, da? Deci tot ce generează corupția se traduce în termeni economic instituțional sub această denumire de rentă. Prin Inclusiv urmare, achizițiile publice trunchiate să le spun așa. Achiziția publică sau... este un instrument prin care cineva poate să obțină în mod ilegal sigur... ca privilegiu o rentă, adică un avantaj financiar față mm -hmm. de alții și într-o competiție neloială, într-o com exact. și distribuirea incorrectă a veniturilor a, venitului... a bugetară da. pe, a, pe, a pe ansamblu, pe ansamblu aceste rente și care prin care se exprimă, dacă vreți, fenomenul de corupție, are la bază o profundă inegalitate, o discriminare socială și care nu poate să ne conducă către acel stat de tip concurențial, către acel stat care să se bazeze pe un anumit echilibru social. Ei, ei bine, acest tratat ne oferă această șansă, chiar dacă ne forțează. Cum, Cum ne oferă șansa? Stați un pic. Că păi, ne oferă ne, șansa... Ne strânge un pic, nu într-o ne... menghină a da, este... da, practic tratatul ăsta ne obligă la mutări forțate, ca în șah. Deci nu mm -hmm. avem de ales. Mm -hmm. Adică aici trebuie să aducem niște reforme mai cu seamă în sectorul public, Asta înseamnă implicit și reconsiderarea tuturor politicilor fiscale, atât pe latura cheltuielilor, cât și pe latura taxelor și impozitelor, care trebuie un pic regândit, după părerea mea, numai că ne ia timp. Aici, aici este marea noastră problemă. Imediat ajunge și la timp, însă, dacă exact. înțeleg bine, logica dumneavoastră este de tipul următor. Suntem obligați prin tratat, să spunem, să ducem deficitele către sume mici, către valori mici. Și suntem obligați în felul acesta să regândim sistemul public, să regândim zona de administrație, să o corectăm, dar dacă nu se întâmplă acest lucru. Pe termen scurt nu se va întâmpla acest lucru și atunci s-ar putea, și aici există riscul major, că transformările se produc greu, adică există un moment inerțial care se poate prelungi în raport cu opțiunile fiecărui partid politic și atunci s-ar putea ca deficitele, sau mai bine zis, evitarea deficitelor să fie compensată de menținerea unei fiscalități destul de mari. În momentul de față, de pildă, România are o fiscalitate ridicată. Să nu ne uităm la cei 16% pe care îi plătim, pentru că baza de impunere de 16% s-a mai reconsiderat în timp și din 2009 încoace. Nu vreau să intru în detalii acum. Ideea este doar atâta că noi uh, avem, din păcate, o capacitate redusă. De a ne reforma, deci nu, voința politică este scăzută în România, indiferent de ceea ce se aclamă public, și atunci vom avea un moment ceva mai lung de, de, de reconstrucție a statului, în așa fel încât să eliminăm și denaturările pe care le vedem, în sensul că această reformă a statului se duce către ținte false uneori și unde ne pierdem vremea și. Timpul ăsta pierdut ne va costa și cum ne va costa? Ne va costa prin menținerea unei fiscalități ridicate, pentru că nereformarea statului în timpul pe care l-avem la dispoziție destul de redus presupune un cost. Da, e în regulă, ceea ce spuneți dumneavoastră, eu înțeleg de aici că e vorba de o coerență în actul politic și în actul de guvernare și în actul de administrare a statului. Așa este. Dar, până acum n-am văzut, am văzut în ultimele acești 20 de ani acest tip de coerență la guvernele pe care au trecut nu, le Nu, în schimb am văzut altceva, că dacă s-au produs niște ajustări, s-au produs niște schimbări de natură structurală, ele s-au făcut întotdeauna forțat. Adică România întotdeauna s-a mișcat uh, sau mai, uh, numai în situația în care a avut la bază un acord cu fundul monetar sau cu Banca Mondială, oricum în Europeană, cum se întâmplă și prezent. Chiar și așa, Mișcările au fost lente uhum. și nu întotdeauna. Și de dute vin, adică de întoarcere. Da, adică nu, mișcări, nu, nu întotdeauna s-a găsit optimul uhum. în decizia politică. Dovadă că la jumătatea anului 2010, de pildă, a majorat taxa pe valoare adăugată, care a făcut mult rău consumului intern uhum. și uh, antreprenorilor, exact, exact datorită faptului că anterior uhum. nu se luase nicio măsură. E bine, după ce s-a introdus taxa pe valoare adăugată, au început să se producă și schimbări în sistem forțat. Acum, nu, nu vreau să intru în amănunte de ce s-a întâmplat așa sau de ce fondul monetar a tolerat situația asta, nu mai are importanță, asta este istorie. Dar vreau mm. să spun că acest risc, și acum e bine să facem o analiză a tratatului, nu numai pe ce efecte pozitive ar putea produce în timp, nu? Ci exact. și pe riscuri. Corect. Exact. Chiar adică ce să avem? Să mm -hmm. Exact. Adică să facem o analiză pe riscuri, să vedem ce anume ne așteaptă, de pildă, pe termen scurt. Foarte în interesant. Asta în... discutăm acum. Exact. Dați-mi voie să nu mai să-i anunț pe ascultătorii noștri că sunt la emisiunea Profit sau Pierdere. Uh, uh, invitatul emisiunii noastre este domnul Valentin Onescu, consultant în management și fost ministru al privatizării. De asemenea, dacă doriți, ne puteți suna, puteți intra în direct cu noi la 021 318 -4040, să discutăm despre tratatul fiscal. 021 318 -4040. Am discutat, domnule Ionescu, despre uh, părțile pozitive, să spunem, sau lucrurile pozitive care s-ar putea întâmpla în economia românească și în extensul în cea europeană. Vorbeam și despre riscuri. Haideți să mergem către companii și eu v-aș pune chiar până la nivelul oamenilor. Care sunt cetățenii deci, români? Am menționat Adina ori că nereformarea statului, mă refer cu precăderea administrației publice centrale și locale, pre prezervă o fiscalitate înaltă și asta are efect atât asupra cetățeanului cât și asupra întreprinderilor. De ce? Pentru că nu vor fi reduse nici impozitele directe și nici, nici cele, indirecte, pe care le așteptam, nici cele nu? indirecte. Dacă mm. vedem de pildă acciza și TVA, ne afectează. Contribuțiile sociale poate nu afectează cetățeanul de rând, dar afectează angajatorul. Mm. Deși, atenție, aici e o capcană, afectează și cetățeanul de rând pentru că un cost mare cu forța de muncă nu permite unui unui patron să angajeze forță de muncă mm -hmm. atunci când are nevoie. Da, deci reducerea aceasta este o veche dorință, cerere a mediului de afaceri de 8-9 ani și exact. părerea mea este că pe termen nu se va putea produce, mai cu seama că noi avem de rezolvat ceea ce nu am făcut timp de 20 de ani, și anume pensiile publice. De sistemul de pensii publice trebuie reformat, el trebuie să meargă pe cu totul altă gândire de pilă decât uh, uh, ce în prezent. gândire? Pilonul 2 și pilonul 3? Nu, pilonul un... 1. Pilonul eu 1. nu mă refer la A, pilonul 2 și 3. Eu mă refer la mai la... Altă gândire la... Pentru exact, la sistemul, la, la, la sistemul public de pensii, unde trebuie uh, din punctul meu de vedere, am mers pe ideea de fond de acumulare, ceea ce noi nu am făcut niciodată. Nu există decât unul sau două state în lume care merg pe sistemul acesta, exact ca în privat, dar asta înseamnă, practic, alt, altfel împărțite contribuțiile sociale și n-ai marjă de scădere decât în situația în care evaziunea fiscală ar înregistra o reducere, uh -huh. ceea ce nu văd, pentru că evaziunea fiscală se abordează atât prin politici de taxe și impozite, adică prin relaxare fiscală... Da, și printr-o luptă a instituțiilor, și, prin, a, și prin latura de control fiscal, uh -huh. unde oricum uh -huh. ai un eșantion unde faci control unde știi sau estimezi în prealabil că ai făcut... În fine, nu vreau uh -huh. să detaliez bon. acum. Deci, unul dintre riscuri este viz. fiscalitatea, da? Uh -huh. Faptul că nereformarea statului duce la prezervarea nivelului de fiscalitate pe care îl știm și la această proastă organizare a taxelor și impozitelor din România. Al doilea, chiar dacă ele parțial vor mai fi corectate, ajustate, dar esența rămâne. Al doilea risc, care este? Al doilea risc din acest tratat este măsura în care noi, statul român, poate să facă față împrumut datoriei publice. Statul român s-a împrumutat în anii anterior, continuă să o facă în același ritm, datoria se acumulează, mă refer atât la partea principală cât și la dobânzi. Mm -hmm. A, chiar dacă. Deci, trei... suntem la 34% din PIB. Ok, 2-3% da, să spunem de... din această datorie este pe termen mediu și lung, dar vin niște scadențe. Mm -hmm. Noi avem niște vârfuri și acum în 2015, din câte știu, avem de undeva de plătit. Mm -hmm. și revin și spun că dacă. Noi nu reușim să reechilibrăm economia ca să avem mai multe venituri fiscale. Noi vom menține fiscalitatea la nivelul actual că nu avem de unde plăti această datorie care începe să crească. Cu cât o prelungești și ori o rostogolești, cu atât se acumulează dobânzi și la un moment dat se dublează această datorie. Și când se va dubla? Nu acum, peste 15 ani. Dar cine plătește peste 15 ani? Vin alte generații din urmă care vor plăti ceea ce s-a împrumutat acum și nu este sustenabil să, și, și incorect să procedezi așa. Ăsta este al doilea risc, deci datoria. Da. <coughs> și, și care iarăși are o latură de natură fiscală, da? Bun. Uh, uh, un, alt, un alt risc de aici ar mai fi. Uh, ce anume, cum anume putem să reconfigurăm economia? Sigur că statul nu poate interveni să reconfigureze economia. Statul nu trebuie să intervină în economie. Dar riscul în momentul de față este să păstreze anumite pârghii, le are, nu dorește să le privatizeze, nu dorește să le restructureze și menținându-le menținându în proprietate nu face decât mai mult rău decât bine. Sunt multe societăți comerciale care nu au fost privatizate din 90 încoace, ele au produs mereu pierderi, iar această pierdere, denumită, să spunem, deficit vasiu fiscal, se regăsește tot în buget. Noi plătim, nu plătește statul, atenție! Statul este vehiculul prin care ele sunt menținute, dar noi le plătim din buzunar și. Bun, asta bun, este. Deci, iarăși un alt eu, risc este cel al, să spunem, al companiilor bun. de stat. care Și anume că și privatizate, mm -hmm. nu neapărat din cauza existenței tratatului, ci a unui blocaj cultural care există în România. Bun. Da. O altă... Uh, bun. A astea sunt niște riscuri majore. Un alt risc țină de competitivitate. Noi, dacă nu reușim pe termen scurt și mediu să îmbunătățim competitivitatea în așa fel încât să ne orientăm numai către piața europeană mărfulă și serviciile, ci și în afara acestei zone... Vom avea mai târziu o economie destul de slabă. Adică, ce vedem în Grecia, ce vedem în Portugalia, la un moment dat se va repeta și aici. Cândva, da? Nu poate nu la scara tragică pe care o vedem în Grecia acum, dar acolo vom ajunge. Chiar dacă, să spunem în termen nominal, vom avea un PIB mai mare, vom avea niște venituri mai mari. Dar noi avem niște slăbiciuni de natură, în ceea ce privește competitivitatea economiei românești. Nu este suficient de diversificată, nu este deschisă către piețe externe și uh, factorul principal aici ține mai cu seamă de, de educație și implicit de stocul de cunoștințe acumulat de populația României, care este foarte precar. Bun, avem încă un risc, Asta este un alt risc. legat Asta de Asta este un risc Sigur. care... Aici ne ducem către o zonă ceva mai generală, nu ține neapărat Bun, de nu, tratat, nu ține de neapărat de... de tratat, dar hmm? vedeți că ele apar la altă scară și le vezi altfel în momentul în care ești nevoit să faci mutări forțate. Asta vreau să spun. Da, haideți să mai dăm o știre. Ieri guvernul României a aprobat acest tratat de stabilitate financiară, cum se numește el. Am -ți răspuns mai devreme, domnule Ionescu, și anume spuneți că e bine că merge România pe această cale, e bine că semnează acest tratat fără să mai ceară derogări privind deficitul bugetar. Să nu uităm însă că acest tratat a născut și oarecare, să spunem, discuții în mediul politic, cum credeți că va evolua implementarea acestui tratat, în indiferent, să spunem, de zona politică, sau dacă vor fi schimbări, dacă vom avea, avem în anul acesta un an electoral, va însemna aceast, acest lucru ceva în implementarea tratatului? Avem două tabere. O tabără care susține acest tratat. Și o tabără care respinge acest tratat, sau mă nu, loc, exprimă, nu, nu, exprimă, exprimă prudență, obiecție, da, da. dat fiind faptul că anumite obiective politice sunt date peste cap. Și aici mă refer mai cu seamă la Partidul Social Democrat. Uh -huh. Din punctul meu de vedere, însă ambele tabere privesc cu suspiciune acest tratat. Deci, din punctul meu de vedere, niciun partid politic încă nu a calculat dimensiunea tratatului de stabilitate fiscală. Uh -huh. Uh, ce înseamnă asta? Pentru că atrag atenția. Uh, Politicile bugetare vor fi controlate direct de Bruxelles. Aici nu e vorba doar de acel uh, deficit deci structural e e, de e 1%. De... Atenție, nu e de 0.5. În cazul nostru mm -hmm. este de bun, vreau 1%. Vreau să intrăm pe... în discuția bun, asta, bun, o să okay. facem cândva discuția că bun. nimeni nu înțelege ce e deficitul ce structural bun. E -a... adevărat. Sau Așa. Nimeni este. din, mă rog, din bun. zona. Uh, Iar și nu au înțeles la timp, este că nu au făcut o evaluare nu a impactului acestui tratat, ci mai cu seama politicilor pe care și vor să le implementeze. Nu avem o concepție clară, de pildă, în domeniul reformei serviciilor. Aici pubice. vă la toate taberele politice. La toate taberele da? politice. Bun, și asta să dar... știți că este și o, o, un reflex. Al, al unor norme și valori din societatea românească, destul de precare. Calculăm destul de puțin dinainte, nu? Ce să însemne? Da, în n -n -n sensul n -n 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 acesta spuneți? Ăsta ar fi mm -hmm. unul din probleme, dar capitalul social înseamnă mai mult decât atât. Mm -hmm. Înseamnă angajament mm -hmm. civic, înseamnă mm -hmm. să ai un pic de responsabilitate, un pic de disciplină Ceea ce pe foarte mulți nu prea ne caracterizează. Nu vreau să fiu foarte critic cu toată lumea, dar asta e, asta e realitatea. Asta e realitatea. Bun. Prin urmare, tratatul ăsta va, va căuta să ne schimbe, schimbările însă se vor face cu suferință. Asta e concluzia când faci un inventar al riscurilor, da? Uh -huh. Se vor face cu, uh, cu, cu, cu multe suferință. Da. Și eu insist. Pe ce am spus anterior, și anume că fiscalitatea eu, rămâne o mare problemă și nu avem multă marjă de acțiune aici, și am spus de ce, pentru că reforma statului nu o faci peste noapte, dar măcar să ai și claritate în ceea ce vrei să faci. Al doilea aspect ține de datorie publică. Mie mi se pare, deși pare o țintă financiară, o țintă economică, acumularea datoriei publice este o mare povară pentru, pentru statul român, pentru noi dincolo de faptul că și pe termen scurt, statul împrumutându-se, practic răpește sectorului privat posibilitatea de a se finanța. Că da. statul se împrumută de la bani sau se împrumută și de bani, exterior. Bani, bani aduc banii către... Exact. Și mai puțin către a, da, exact. Bani. Adică bani? banul nu circulă în economie, ci circulă la stat. Asta exact. e o problemă. Da. Bun. Și... Ultima uh, sin concluzie v-aș vrea sintetic, domnule spunea uh, Spuneați, tratatul ne va schimba, așa se va întâmpla cu siguranță. Uh, dacă ați, ați trecut în revistă și oportunitățile, dar și riscurile, da. revin da. la prima mea întrebare. La ce vă uitați mai atent? Ce credeți că va influența mai mult acest tip de tratat? Reușitele care uh, sunt legate de oportunități sau uh, riscurile care ar putea să ducă România într-un soi de status quo uh, pe care l-am mai văzut în ultimii ani. Tristețea în România este că noi niciodată nu discutăm în termen de oportunități. Noi nu gândim în perspectivă, ci mereu gândim la amenințările care ne pasc, la răul care vine din viitor. Da, deci să gândim în termen de Da, politici, și nu, 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 nu gândim pozitiv. Pe de altă parte suntem speriați de o schimbare și preferăm o conservare a unei stări, de fapt, dar care, vedeți, are foarte multe vici. Deci trebuie să renunțăm la acest capitalism al rentelor, al, al legalizării unei mafii și tratatul ne oferă posibilitatea asta, dar nu ne obligă până la urmă. Nu ne dă neapărat și pârghile, doar ne presează un pic, nu? Ne presează foarte puțin. Bun, uh, haideți atunci să tragem această concluzie, să gândim ceva mai pozitiv și să gândim în termen de oportunități, spuneați domnule Valentin Ionescu. Uh, domnul Ionescu a fost și invitatul emisiunii noastre de astăzi, e consultant în management și fost ministru al privatizării. Îi mulțumesc că a fost aici în studioul RFI. Uh, dumneavoastră, stimați ascultători, vă spun ca de obicei, rămâneți pe RFI uh, România. Sunt Constantin Rudnitski, vă invit acum să urmăriți știrile orei două. Profit sau pierdere. Emisiune realizată de Constantin Rudnitsky.